spune-mi cum să-mi scrie, mi-e că zi-a nici meserea. Nu sunt societatea dumneavoastră, citește din statut. În statut, cum e? În statut e scris Golgota, mișta societatea, societatea Golgota românilor, din orașul cel răut. Simplu, și eu, gata. Dar după amendament, cum să vă numi? Da, și încă ce vreți să spun, am fost la justiție și am vorbit la cum să facem, să facem un nou, o să... Și am spus lui Popescu, hai să-l aruncăm, pe să facem. El a spus, nu, eu vreau să fiu președinte. M-am dus iar la justiție. Cum să fac ca iese două, ca să fim continuarea cei de la rândă? Eu spus așa. Faceți un statut, unii scrie că sunteți continuitorul acestele două societăți, faceți una și puneți, nu mai puneți de mult numai Golgota, dar puneți Golgota din Bucovina sau din Cernău, din regiunea Cernău. Și atunci noi vă ridicăm și să fii continuat. Și noi atunci continuat înainte, ca acum are 23 de ani, 24 și până a murit, să nu știu cum. Asta noi nu facem lucrurile. Dar nu e vorba de formalități juridice, e vorba de înțelegeri între oameni. Poți fi și 100 de societăți, dacă oamenii lucrează împreună, n-are nicio importanță cum merge strategie. Doamna Marie, eu n-am vrut să spun, dar spun, dar... Că gazeta-i cu mine și cât societatea am... a dispărut, nu a dispărut. Dar când o scris? Cine o scris? Matare scris în gazeta. Nu. Vă arăt gazeta. Care societate? Aceea era regională. Nu era înregistrat. Nu, ați scris că e not dispărut. Eu am gazeta și, ca să nu-mi spuneți cum mi-am spus, nu știu cum, eu am luat gazeta și pus citiți aici. Ați scris că a dispărut. Și lucrează prin intermediul societății noastre. Nu știu eu. Nu o să vă... Vă rog. Nu o să vă rețin mult atenția, vreau astăzi să prezint macheta unei cărți, repet, pentru că probabil vor fi schimbări, care a apărut inițiativa domnului Bivoară și societății orășenești Golgota. Aici sunt adunate materiale din presă, din documente, din diverse surse, a 20 de ani de activitate a societății Golgota. Indiferent că e regională, că e orășenească, deci articole de ziar, din ultimele două decenii. Eu vreau să-i mulțumesc că primul domnul Bivolar și de faptul că a avut răbdare să adune aceste materiale și închipuiți-vă cât a durat până aceste articole de ziar au fost transmise din nou în variantă electronică și așezate în aceste coperte. Sper că în scurt timp să-i dăm drumul tirajului, deci mai rămân ultimele corecturi, ultimele... Și în această carte vom face o nouă prezentare, deja când va apărea tirajul și fiecare va putea să o aibă în posesie cine va dori. Felicitări! Va fi că... Bune voi cărți! Asta cartea nu se vinde, fiindcă e... Dacă aveți bani din Elveția, cum s-o vinde? Dar nu s-a lucrat. Dar e bună clare, din om carte. Da. Acum vă mulțumesc la toată lumea. E tot sufletul că ați venit și ați fost. Și eu am o întrebare, domnul Tar. Da. Matame a spus alalt ieri. Fac adunarea asta ultima și mă retrag. Și mă tabi cu un statut în perspectivă. Da, dar... Deci mai... ai două fețe... Nu, no, stai, domnul, uite, să spun aici, să-ți spun. Piște jumătate de ani, facem adunare și nu știi cine a fi președinte. Eu vreau ca să se completeze, să fac nou statut și va fi o societate. Să vă întrebi secretară. Da. Așa că dumneavoastră nu umblați că căutați de ajunsă. Eu vă spun că așa este. Acum mulțumesc la toată lumea frumos. Să vă ajute Dumnezeu să vă dea sănătate și mult. Și vă rog aici, în sala asta. Aici este o masă de pomenire sau cum să facem.